Bună ziua, numesc este Tomuș Adrian și sunt profesor la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații, Gheorghe Mărzescu din Iași. Sunt profesor de discipline tehnice pe specializarea electronică automatizări. Am participat la cursurile TechSoap doar la în cod în ultimii 2 sau 3 ani. Este o oportunitate excelentă și chiar mă bucur că am reușit să particip la astfel de activități. În cadrul acestor activități am, în cadrul acestor activități, am realizat diverse uh, workshopuri cu elevii pornind de la clasa 5 -a până la cei de clasa 12 -a. Pentru că interesul a fost foarte mare Am pornit de la construcția de roboței de diferite tipuri, urmăritori de linie, ocolitori de obstacole și chiar am vrut să aduc elevilor de la un liceu tehnologic care nu sunt de informatică, o programare și am făcut câteva activități cu LaView, care este o programare grafică pentru ingineri, cum ar veni, care nu trebuie să scrie linii de coduri și așa mai departe. Impactul acestor activități a fost foarte mare. Eu am fost profesor la două licee și am desfășurat această la două licee și țin minte că acum trei ani mi-am propus să, să realizez câteva activități, dar la 4-5 clase. Dar dirigenții și chiar și elevii, vorbind între ei, au început să mă roage să fac și la ei, să, fac, să vadă și ei. Și am ajuns astfel aproape la mai mult de jumătate din școală să fac astfel de activități și lucrul acesta chiar m-a bucurat că ceea ce îmi place și mie, electronica și robotica, a prins la elevii de la vârste mici până la cei de a 12. -a. Deci, în faptul a fost foarte mare. impactul asupra elevilor a fost destul de mare, dar cel mai, nu știu, pentru mine a fost însemnat enorm, făcând la cei de clasa 5, -a, bineînțeles că le-am luat și câteva mici cadouri, pixuri și carnețele. Foarte bucuroși, țin minte că în una din clase era și chiar fata directoarei de la școală și povestea acasă că am primit cadouri, am făcut, dar de-abia aștept la următoarea ședință ce șmecherie mai face cu un profesor. Bine, nu mi-a spus-o mie, i-a spus-o părinților, dar pentru mine a însemnat enorm acest lucru. Ce mi s-a părut un lucru, nu știu, ușor și atractiv pentru noi, ca profesori, pentru că eram obișnuiți cu tot felul de hârtii, și acum, de fapt, hârtiile sunt pe primul loc și mai puțin activitățile. La această. Activitate mite în cod, raportarea și toate hârtile aproape că nu au existat. Pur și simplu a fost ce am făcut, nu, au fost, nu a fost nevoie de facturi, totul a fost de la sine, ca să spun așa, doar să ne încurajeze să putem realiza activitățile. Accesați acest program, e de încredere, vă poate ajuta să vă cumpărați acele mici accesorii pe care, de care aveți nevoie să faceți activități atractive pentru elevi și nu vă descurajați. E ușor, e la un pas distanță, doar trebuie să aveți curajul.